Superliga vă este oferită de Superbet. Oh, ce pasă bună acum pentru Bârligea în poziție de finalizare și ia să vedem, George Găman dă doar aude poartă, cred că doar la mângâia Nițului pe picior. Bârligea a căzut însă neconvingător, e o de primă decizie importantă pe care o ia George Găman, la VAR este Claudiu Marcu. Ia să vedem și noi reluarea, nici mie nu mi s-a părut neapărat că l-a incomodat Nițului, dar dacă e contact, dacă îi oprește alergarea, va fi penalt. Sigur, George Găman are varianta VAR. Ia să vedem, preluare puțin cam amplă. Este un contact, dar e minim. Decizie discutabilă. Ia să vedem. Uite, de aici se vede parcă ceva mai bine. Nu mi se pare. Ian în flancul drept, vine și Denis Ciobotariu, găsește pasa către Debeliu și ce deviere frumoasă pentru Ștefănescu! Șutul puțin pe lângă poartă. Prima șansă și a lui Șep și din această partidă. Începe promițător această partidă. Foarte bine reușește Debeliu să-l lanseze pe Ștefănescu, reacție puțin cam întârziată și a lui Vasile Mogoș, care îi permite lui Ștefănescu să șuteze. Două exemple, Bârligea, cel care se află acum la minge, și Marius Ștefănescu. Ia să vedem pătrunderea lui Otele, șutul cu latul, respinge Nixul și apoi vine din spate Florin Ștefan, încă o șansă pentru CFR. Iată, în 6 minute avem deja, haide să le spunem, două șanse de a marca, nu neapărat trei ocazii. Două la poarta lui Nixuli. Foarte ușor mi se pare că a trecut și Ștefănescu mai devreme. Foarte bine la susținere și Calacu. Pasă în careu, Ștefănescu, poziție de gol! N-avea cum să rateze de acolo. Și Ștefănescu deschide scorul după doar 9 minute. 1-0 pentru Șep și... Și bineînțeles și o reacție a lui Ștefănescu. A făcut și o conferință de presă după acuzele venite din poarta Rapidului. Gol marcat... Încă debutul acestei partide. Tocmai ce spuneam, că e un play-off foarte important și pentru el, dar și pentru Bârligea. Jucător care cred că doar cu o evoluție peste așteptări în acest play-off ar putea ajunge în lotul echipei naționale la campionatul european. Ce poziție bună și finalizare simplă a lui Ștefănescu. A 12-a reușită din această stagiune. Vedem însă acum pătrunderea lui Bârligea, viteză mai bună decât Nina. El lasă pe drum, apoi își face mingea pentru șut. Ce frumos i-a scos Bârligea pe ambii adversari din joc. Deși a fost offside. Iată o reluare foarte bună oferită de colegii din CAR. Ei, și acum dacă se dă gol din corner, stau și mă întreb, se anulează sau nu? Ia să vedem, ia să vedem. Uite, parcă am avut gura aurită. Ia să vedem dacă se pune golul. E voie să intervină VAR-ul? A fost offside înainte de corner, deci nu mai e voie, gata. Am primit și informații de ultim moment. Deci 1-1, e gol valabil, gol înscris de Matia Boban, dar a fost offside la corner. Uite un aspect al VAR-ului de care până acum nu ne-am lovit, dar parcă am avut gura aurită. Dar se pare că nu se va verifica la VAR, decât eventual dacă a fost ceva fault în atac aici sau vreun hand sau altceva. Dar golul este validat. Dar cred că ar trebui să se reglementeze și aspectul ăsta. Îl incomodează, minge scoasă pentru Deac, apoi în afara careului și șut bun! Ce execuție a lui Abdul Keita! Nu era deloc
această execuție. Abdul Kader Keita. Multă mișcare în careul CFR-ului. Deviere foarte periculoasă din nou Ninai, la câțiva centimetri distanță. Și Keșkeș cred că era destul de aproape. Debeliu pentru Ștefănescu. Pasa pentru Aganović. Continuarea cu Dumitrescu. Foarte bun driblingul. Minge toarsă pentru Aganović. Șutul la colțul scurt. N-a prins însă chiar din plin Adnan Aganović. Cred că așa a vrut să dea, a dat puțin peste față. A avut execuție bună! Intervenția lui Nixuli și va fi ultima fază acestei partide. Șut sănătos, bine plasat. Wow, ce rachetă! Ce bine se ducea sub transversală această minge. Eu nu înțeleg totuși de ce Mutul folosește atât de puțin pe Avunu, un jucător esențial în prima parte a sezonului, și a arătat, iată, și la această fază că poate face diferența. Nicio diferență pe tabela de marcaj la finalul acestei partide de la Sfântul Gheorghe. Șepși CFR 1-1.